Salut și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Conform videoclipului trecut cu BMW-ul pe zăpadă, au fost blamate cauciucurile, dar ce, un lucru care este adevărat, adică nu au fost cele mai ok cauciucuri, dar astăzi nu doar că le-am schimbat, dar am schimbat atât brandul cât și categoria auto. Astăzi prezentăm un SAME Silver 100.4. Să trecem la treabă! Hai să începem acest vlog cu un pic de istorie. SAME, istoria SAME-ului a început din 1927, în momentul în care a fost înființată firma în Italia. Acum, acest brand de tractoare se află sub sigla SDF. SDF venind de la SAME Dudesfar. Dudesfar fiind un alt brand de tractoare care a fost achiziționat ulterior de către SAME, creând logo-ul SDF. Logo care de asemenea se află pe destul de multe părți ale acestui tractor. Istoria acestui brand începe în anul 1927, odată cu crearea primului motor diesel de către frații Francesco și Eugenio Cassani. În 1942 a fost înființat brandul SAME. Ulterior, în 1973, SAME a achiziționat Lamborghini de la Ferruccio Lamborghini. În anul 1995 a fost achiziționat Dudesfar, ceea ce a schimbat, a dus la crearea grupului SDF. SAME Dudesfar. Acesta este un SAME Silver 100.4, tractor din anul 2002, cu o istorie foarte, foarte mare în spate, dar cu o poveste care merită a fi spusă. Și am ales astăzi eu să vă spun vouă pe acest canal. Haideți să începem cu numele acestui tractor. Tractorul se cheamă SAME Silver 100.4, cifrele venind de la puterea pe care acest tractor o dezvoltă de 100 de cai și 4 venind de la numărul de cilindre pe care acest tractor îl are. Hai să continuăm cu prezentarea exteriorului tractorului, ulterior vom trece la interior, iar în final vom face și un test drive cu acesta. În partea din fața tractorului putem observa, în primul rând, sigla SDF, pe care o să o afișez și aici pe ecran, cele două faruri pe halogen, punctul de cuplaj pentru brațele din față, aceste brațe având și doi cilindri în partea din spate, după cum se poate observa și aici, aceștia sunt cilindrii ce acționează brațele din față. Continuăm în partea din dreapta, aici avem partea unde se află motorul. Direcția acestuia este o direcție acționată hidraulic de către o pompă hidraulică, o pompă care duce atât servodirecția, cât și cilindrii față, cilindrii spate pe care o să vi arăt în curând și la nivel de cutie de viteze, fiind un agro-shift, schimbarea vitezelor se face tot prin intermediul pompei hidraulice. Aici avem rezervorul, scara, roțile de pe spate, roți pe 34 de inci, aproape cât mine de mari, adică se poate și observa. În partea din spate avem brațele sau tiranții, cum se mai spun, PTO-ul. Acest șurub e folosit pentru a acționa orice utilaj se leagă de acest tractor. De asemenea, cilindrii din spate și prizele hidraulice. Avem două stopuri pe halogen și deasupra cele de sus, încă două tot pe halogen. Și partea din dreapta tractorului, același lucru. După cum se poate observa, cabina este dispusă în așa mod încât vizibilitatea să fie maximă în toate pozițiile în care te-ai putea uita. Avem vizibilitate în față, vizibilitate roata stânga față, roata dreaptă față, stânga dreapta și în spate. E nevoie de vizibilitate pentru că în momentul în care lucrezi un teren, trebuie să fii atent la orice unghi, având dimensiunea pe care le are, tractorul nu e la fel de ușor de controlat ca și o mașină, astfel încât vizibilitatea joacă un rol foarte important în controlul acestuia. Haideți să desfacem un pic și motorul, capacul de la motor, să vedem ce se află și sub capotă. Sub capota unui tractor de 100 de cai. Capacitatea cilindrică a acestuia este de 4000 de centimetri cubi. E un tractor de motor de 4.0 diesel. Sunt tractoarele la care le se scoate partea asta din sus,
Asta are cele două panouri din lateral. Care să vedem cum le scoatem. Da. Probleme tehnice. Am reușit să scot și capacul de la motor. Practic, cam asta e. După cum se poate observa. Bun, hai să trecem un pic și la partea de interior. Momentul în care te urci la volan, cea mai importantă chestie este așezarea volanului prin tragerea lui în față. Apoi, ce ne sare în ochi sunt ceasurile de bord. Ceasuri unde ni se indică nivelul de motorină, temperatura motorului, turometrul cu orele de funcționare. Un tractor, durata de viață a unui tractor nu se contabilizează prin kilometri parcurși, ci prin ore de funcționare. Pentru că având lucrând teren, nu străbat foarte mulți kilometri, dar lucrează foarte multe ore. Așa că modul prin care poți să dai seama dacă un tractor este uzat sau nu este prin verificarea numărului de ore pe care acesta îl are în funcțiune. De asemenea, în partea din stânga al turometrului se află tot felul de LED-uri care ne indică anumite opțiuni pe care tractorul le are. Cum ar fi diferențialele blocabile pe sateliți pe care acesta le are față-spate, opțiunea de 4x4, semnalizările pentru momentul în care după tractor este legată o remorcă, cele două moduri de funcțiune ale PTO-ului, șurubul din spate central pe care vi l-am arătat, care este folosit pentru a lega anumite utilaje după acesta, viteza acestuia putând fi atât de 540 de rotații pe minut cât și de 1000. Luminile, avariile, luminile de ceață, farurile, aerul condiționat, se pornește tot de pe butonul acesta de aici, dar poate fi controlat și de aici. În partea din dreapta al tractorului avem calculatorul de bord al acestuia, locul în care se controlează și se monitorizează ce se întâmplă în spatele tractorului. Cele două brațe din spate se ajustează prin aceste butoane de aici. Pentru ridicarea și coborârea acestuia, anumite funcțiuni ale acestuia, modul în care cele brațele din spate funcționează pentru a merge mai repede sau mai încet, frecvența cu care acestea coboară și urcă și, de asemenea, calculatorul care ne arată tot felul de lucruri care ne-ar putea interesa în momentul în care utilizăm acest tractor. Cum ar fi gradul de alunecare pe care roțile îl au, turațiile, în momentul în care o să facem test drive o să vă și arăt ce afișează acest ecran. Aceste manete sunt pentru prizele hidraulice din spate, care sunt folosite pentru atât pentru utilaje care folosesc uleiul pentru a mișca, pentru a acționa anumiți cilindri. Aceste butoane, butonul acesta este pentru activarea tracțiunii 4x4, acesta este pentru blocarea satelitului, ăsta nu știu ce face, sincer. Cutia de viteză al acesteia este o cutie în 60 de rapoarte, dacă vă vine să credeți. În primul rând, are o cutie de viteză principală, care este mecanică, în 5 trepte, având 3 moduri, 3 pulsuri de funcționare, încet, puțin mai repede și foarte repede, prin care putem schimba. Și de asemenea, mai avem încă 4 reductoare. De ce am avea nevoie să o dăm pe cea mai mică viteză, cel mai mic raport, cel mai mic reductor, pentru anumite lucrări ale terenului sau pentru momentul în care te împotmolești. Uite, cu asta aș fi ieșit de unde m-am împotmolit cu BMW-ul, dar nu-l aveam. Aceasta este maneta pentru cutia în cele 5 rapoarte. Acestea sunt butoanele folosite pentru a comuta între cele 3 reductoare. Și aceasta este maneta pentru cele 4 reductoare. În față, în jos, sus și jos din nou. De maneta asta schimbăm înainte sau înapoi.
Așadar, am revenit din tractor la un test drive. Suspensia nu e cea mai confortabilă, neavând suspensie. Tractoarele n-au suspensie, pentru că sunt făcute pentru lucru pe câmp și dacă ar avea o suspensie, s-ar strica foarte repede, având în vedere denivelările peste care trebuie să treacă. După cum am spus, cele trei trepte electronice pe care acesta le are, momentan se află în treapta cea mai lentă. Acționând butoanele astea, viteza se schimbă radical, după cum se poate observa. Acum e în 1, 2, 3, ok, și astea sunt cele trei viteze electronice. Apoi se schimbă în cele... De acum sunt pe cea mai mare treaptă al vitezelor celor trei pulsuri și poate să schimb vitezele manual acum. Sunt pe reductorul cel mai de mijloc, din ce știu eu. I-am dat 4. Vă spuneam de ecranul din dreapta, care mi afișează anumite informații despre tractor în timp real. În momentul de față, rotațiile pe minut ale motorului, 1600 și cât are. Apoi, mai jos, centimetri, sunt afișați distanța la care se află tiranții din spate. Aici suntem pe cea mai mare viteză. Mulțumesc pentru vizionarea acestui videoclip și ne vedem la următorul. Salut!